Cu siguranță și seara aceasta va fi una frumoasă, una deosebită, pentru că îi am invitați pe doi tineri deosebiți, Alex și Dani. Bine ați venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți. Și voi sunteți aglomerați, nu? Destul de. Da, da, m-am gândit eu că destul de, dar da, pentru un lucru bun trebuie să-ți faci timp în viață, știi? Cam asta mă întreabă oamenii, eu zic că când aveți timp? Zic, când îmi fac timp, altfel nu am timp, da. În ce etapă a vieții sunteți voi? Hai să încep cu tine, Alex. Admitere la liceu. Am trecut de examenul național acum 2 săptămâni și... Ai trecut? Am trecut cu bine. Da, da, asta e bine. Și acum mă simt foarte ușurat. Cine au avut emoții, tu sau părinții? Cred că mai mult eu un pic. Da? Dar cred că la fel. Și ei, da. Și ei și eu. Profesorii? Nu prea cred. Nu prea crezi că... Rudele. Ah, rudele. Rudele, părinții și cu mine. Păi acum, cum? Tot clanul se stresează că avem un examen, că... Păi cam așa e. Aoleu. Dar bine, ți-a plăcut cartea, nu? Da. Pauzele? Da, mai mult. Hai, bun, da, vezi? Hai, asta cred că le dădea lor, zic, domnule, asta i-a plăcut cartea, dar și pauzele. Și nu știu eu dacă ai tu a stat mai mult la ore sau în pauză, știi? Da. Dar pauzele sunt faine, da, deci... Trebuie și ai pauze. Trecut bine, da, și... Tu unde ești? La fel, în aceeași perioadă. Voi sunteți prieteni? Da. Așa. Și la tine cine au fost cu pulsațiile mai tare la inimă? Mama, tata, bunicii? Păi, cam niciunul, pentru că mi-am ales liceul de înainte și a fost mai simplu. Păi tu ce ești, elev din ăsta, de 10, așa, pe linie? Sau? Nu de 10, dar nici să mă stresez foarte mult. Păi de asta zic, dacă te stresezi tu, nu se stresează părinții sau cineva? Da, poate că au existat puține emoții la început până am terminat, dar apoi s-au sfârșit. Da, știi care e bucuria părinților? Ai părinți credincioși? Da. Că le spun Domnului Iisus, Iisus, ai milă și de noi și de El și atunci nu trebuie să zic atâta cu tine, că le mai zice Domnul, da? Mă gândesc unde eram eu în etapa asta a vieții. Știu unde eram? Eram niciunde. Adică eram în două lumi. Pe de o parte, fiind crescut în familie de credincioși, eram obișnuit cu biserica, cu chestii din astea care le știți și voi. Bine, pe vremea noastră nu prea se negociau anumite lucruri, erau niște reguli și asta este, da? Și unele îmi plăceau, unele nu îmi plăceau. Pe altă parte, eram și cu aia din lume, știi? Deci nu eram nici acolo, nici acolo. Când eram în biserică, poate nu eram 100% în biserică, când eram afară, nu eram 100% afară. Dar cam așa la vârsta voastră, plus minus, Dumnezeu a folosit un profesor. Nu cred că și-a dat el seama că îl folosește Dumnezeu. Își mai bătea joc de mine așa la câte o chestie din asta vis-a-vis de pocăință de Dumnezeu și mi-a zis: Viorel, îmi pare rău de tine că ai ajuns la vârsta asta și nu știi că tu crezi în niște prostii, balivere, nu știu ce. El a zis-o la mișto, poate să mă și umilească un pic, era neam cu mine, știi, și dacă ai rudenii din astea care te ajută, atunci... Dar eu în sufletul meu am spus să știi că omul ăsta are dreptate. Eu în sufletul meu aici sunt, eu nu știu exact, adică nu știu 100% nici aia, nici aia. Și a fost vârsta în care m-am hotărât să caut adevărul. Și dacă vreți o să vă spun ce s-a întâmplat, unde sunteți voi? Perioada asta vieții, adică clasele 5-8, mi se pare una dintre cea mai grea perioadă. Cea mai mare influență o ai din partea școlii. Și eu am tot așa, doamna dirigintă, care am de matematică, mai are așa unele miștouri, avea, că am terminat cu ea acum, unele miștouri față de mine cu treaba asta, cu biserica. Când știa mai că te duci la biserică. Știa că i-am spus eu, na, mai râdea de mine, dar na, l-o lua așa cu indiferență. E o perioadă grea, trebuie să te ții tare, să nu te lași influențat de nimic, de nimeni și să fii credincios. Poate că la profii de matematică, știi, poate să înțelegem că matematica lui Dumnezeu și matematica lor sunt puțin diferite, știi? Da. Deci în matematica lui Dumnezeu tu pui 100%, el pune 100% și iasă 100%, știi? În matematica omenească e ok. Da. Aceeași situație de clasa 8, această perioadă dificilă, dar o perioadă care te ajută în viață să alegi prietenii și cum spunea cineva că mereu o să ai, la creștini mereu o să ai prieteni. Ceea ce nu poate fi spus despre necreștini. Mm. Unii te părăsesc, dar la creștini mereu ai prieteni lângă tine. Să sperăm că și prieteni serioși, adică da. Care, știi, ați ajuns pe la versetul ăla din Scriptură, că prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate.
O să ajungeți. În cartea Proverbele. E foarte fain, da. Apropo că sărim de la una la alta, acum în vacanță cu aglomerări. Păi perioada asta, mai avem, na, mai am o săptămână și ne vedem unde suntem admiși la liceu și după aia mi-am propus mai multe lucruri, citit și na, mai multe cărți. Ce vrei să citești? Vreau să mă apuc de citit Biblie serios, că până acum era, am fost foarte ocupat cu examenul și așa și m-am comandat niște cărți de pe internet perioada asta. Dar ce ar însemna citit Biblie serios? Adică zilnic, cu stricte, adică nu chiar cu strictețe, dar să citesc zilnic, să nu mai uit, să nu mai dau, las că citesc mâine, mâine nu mai citesc nici mâine și tot așa. E în calcul să ai și un program de citire a Bibliei pe care să-l urmărești sau ceva? Asta îmi doresc. Care te poate ajuta cât ești de consecvent și... Da. Bun, dar de ce crezi tu că te-ar putea ajuta Biblia? Relație mai bună cu Dumnezeu. M-ar putea ajuta și să mă duc mai departe, cine știe, poate peste 2-3 ani să ajung la botez. Asta mi-aș dori. Super. La fel, această perioadă mai aglomerată, dar îmi fac timp și dimineața și seara citesc Biblia și mă rog și îmi place. Da? Da. Sunt lucruri pe care nu le înțelegi în Scriptură. Da, uneori da, alteori nu. Ce faci când găsești ceva ce nu înțelegi? Păi dacă e să nu înțeleg așa de mult, poate mă mai duc și la părinți, mă mai duc și la comentarii poate sau... Dacă nu, o las. O las acolo și... Da. Da, asta e o chestie. Deci, faptul că tu... Deci, primul lucru ce le zic eu la oameni, faptul că nu înțelegi ceva din prima Scriptură, nu înseamnă că e sfârșitul lumii. Adică eu te întreb, la toate materiile ai priceput din prima? Da. Da, și atunci stai, mai citești o dată, mai întrebi cineva. Faptul că nu pricep eu ceva astăzi, nu înseamnă că n-ai priceput tu sau n-a priceput el. Uneori chiar discuția cu un prieten sau ceva, bă, tu ai ajuns pe acolo, am ajuns sau nu am ajuns. Ia citește și tu vezi ce înțelegi de acolo. Deci asta e mare lucru. Poate părinții, nu? Dacă ei au citit mai mult, au înțeles lucrul acesta. Ați avea curajul să vă duceți la un păstor, să-l întrebați așa? Da. Da? De ce nu? Păi nu știu, așa e. Adică mă gândesc, nu suntem așa de speriat, așa că... Nu, păstorul are mai multă experiență cât avem noi, e capul bisericii, asta, din punct de vedere omenesc. Asta te uiți, bine, da, da. Păi da, da, și dacă vezi... Dacă nu ai fost ultima dată să-mi întreb ceva? Păi nu neapărat pe un păstor, dar și pe un lider de tineret, spre exemplu. Ah, super, da. Ei sunt oarecum mai aproape de voi. Da, da. Și când discutăm subiectele care te preocupă în lumea aceasta, e foarte frumos. Nu, eu chiar vă încurajez să puneți întrebări, știi? Acum, ce mi-aș dori și sper că așa se întâmplă, întotdeauna să găsiți onestitate. E rușinos câteodată să zic și pentru mine că îți spun nu știu. Să nu mi-a trecut prin cap niciodată chestia asta, știi? Dar... O să fiu onest cu tine, să spun, în viața mea nu m-am gândit la chestia asta. Nu te bag în ea, stai liniștit, că dacă ți-a venit întrebarea și zic, lasă-mă și eu. Dacă vreau să fiu mai spiritual, zic, lasă-mă să mă rog, nu știu ce, dacă nu mai citesc, mai văd și eu un comentariu, mai sun un prieten, zic, uite, bă, ce întrebări și de la... Și poate găsim răspunsul împreună. Deci asta este fain, în vacanța asta un pic mai mult din Biblie. Da. Vă recomand și cartea Proverbele. Proverbele, de ce îmi plac mie printre altele, nu numai că sunt proverbe sau că le-a scris omul înțelept, că acolo la început spune că pentru cunoașterea învățăturilor de bun simț, pentru cutare, nu știu ce, te prinzi mai ușor și dacă n-ai mâncat iaurt, zice, să prinzi vorbele cu tâlc. Și apoi, din prima parte, ai zice că asta e pentru începătorii care numai... Și apoi zice să asculte și înțeleptul și își va mări știința. Deci voi care sunteți înțelepți, la toamnă trebuie să fiți un pic mai înțelepți dacă mai beți câte un ceai cu Solomon. Știi că asta este, cine umblă cu înțelepții ajunge înțelept. Cât de importante sunt prieteniile? Foarte importante. De ce zici așa? Pentru că... Nu, stați un pic să mă gândesc. Sunt importante deoarece nu totdeauna... Nu știu cum să zic. Am o idee și nu pot să spun. Păi o găsești acolo, știi că... Acum tu vrei să găsești cele mai faine cuvinte. Zi-o așa, cum îți vine. Ce? Te pot influența prietenii? Da, trebuie să știi să-ți alegi. De asta e importantă prietenie. Să știi la cine, să ai la cine să apelezi când ești în necaz, în afară de părinți și Dumnezeu.
să ai și un prieten de nădejde, de încredere care să-ți fie alături de tine când ți-e greu. Hai să zic o chestie, Dani. Eu am avut un tată foarte credincios și după mintea mea și un om pregătit în cele duhovnicești, cu greutate spirituală, care cred că mi-ar fi răspuns la orice întrebare adevărul. Tata nu m-a mințit niciodată în viață. Deci asta e foarte fain. Niciodată nu m-a mințit tata în viață. Adică dacă mi-a promis bătaie, mi-a dat bătaie, dacă mi-a promis papuci, mi-a dat papuci. Da? Și foarte interesant, când mă uit în urmă, erau momente în care parcă mai degrabă aș fi apelat la altcineva să-l întreb decât la tata. Dă-mi o explicație. Poate tata te cunoaște mai bine, cel mai bine, și e greu să spui unui părinte care poate, dacă spui unui străin, nu te cunoaște așa bine și uită. Sau să mă gândesc acum că poate era în mintea mea și ideea că tata are o anumită imagine despre mine și vezi, Doamne, frământarea mea... Îi schimbă imaginea. Îi schimbă imaginea și atunci mai degrabă mă duc la un străin. E interesantă chestia asta în viață, așa este? Da. Deși cine te iubește mai mult ca părinții. Părintele, știi, și au trecut prin toate astea. Da, e interesant. Acum pot să discut și cu prietenii foarte multe lucruri. Dar întrebarea mea, dacă prietenul tău, a tău, a meu, este la maturitatea care o am eu... E ca un părinte. Rămânem la nivelul nostru, nu ne ridicăm deasupra nivelului nostru, știi? Da. Poate câteodată e așa mai interesant să ai învățătorul și... Bun, e de vreme în viață să vă gândiți la profesie sau nu? Ai ceva în minte așa, cam ce ar fi în viitor? Așa și așa. Se da și nu. Deocamdată e așa pe jumate. Nu poți să știi clar ce poți să faci mai încolo. Care ar fi jumatea aia acum? Nu știu, în domeniul IT. IT? Teologie. Teologie? Da, și apologetică. Mamă, deci deja te specializezi în teologie. De ce apologetică? Pentru că trebuie să dau un răspuns pentru speranța care este în mine cu răbdare și în ziua de astăzi, într-o epocă a scepticismului, trebuie să dau un răspuns. Și te lovești de colegi care poate nu cred că există un Dumnezeu și trebuie să le oferi un răspuns. Hai să știi că asta e foarte tare, ai dreptate. Eu chiar recent atrăgeam atenția unora. Dacă vrem să-i ajutăm pe oameni, probabil că prima frământare care ar trebui să o avem în minte este să-i ajutăm să accepte că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru, poate în generația mea, era un pic mai ușor că destul de mulți acceptau Biblia ca un cuvânt inspirat din partea lui Dumnezeu. Și dacă eu îi citam din Biblie și vorbeam că este porunca lui Dumnezeu, dorința Domnului Iisus Hristos, cumva și pentru el suna a autoritate. Mă gândesc că în ziua de astăzi tu poți avea colegi care dacă îi zici ceva din Biblie, pentru el Biblia e zero. Posibil. Da, și atunci poate că asta este este unul din domeniile în care trebuie investit. Cum îi ajut pe oameni să înțeleagă autenticitatea Bibliei, divinitatea Bibliei și apoi să pornești de la o temelie comună. Super, fain, eu chiar sper să nu te schimbi, dar cred că ți-ai ales un domeniu greu. Da, da. Frumos, da, frumos, frumos, da. Ai citit ceva pe domeniul ăsta sau? Citesc, da. Deocamdată e... Dacă ai nevoie de niște cărți bune, poate că îți pot oferi, nu eu, de la băiatul meu, și el era frământat de chestia asta cu apologetica, cu nu știu ce, s-a dus pe IT, dar e pasionat de apologetică și de alte chestii. Nu mai știu cum e în generația voastră, la vârsta asta te frământă fetele sau nu? Deocamdată nu. Bine, dar le vezi. Păi, le vezi? Am înțeles, da, le vezi. Le vezi și? Și deocamdată nu e timpul. Poate un pic mai încolo. Da? Da. Așa, asta e părerea mea. Așa, după maturitatea care ai acum, descrie-mi o fată serioasă. Frumoasă, am înțeles că trebuie să fie frumoasă asta. Nu, să aibă un caracter frumos. Da. Să slujească pe Dumnezeu, să vină la o biserică
Și... Să-i placă de tine. Da, asta educație, ar fi... comportament frumos. Educație? Să fie educată, da. Mai educată ca tine sau la fel ca tine? Și mai mult ca mine. Și mai mult, te sacrifici, da, am înțeles, da. Și cam atât. Deocamdată. Da, am avut frământări cu fetele, dar... Stai, sper să nu se uite părinții, dar știu că... Dar am trecut peste ele, da. Și... Cu buldozerul sau cum? Nu, cu mintea. Ne folosim și mintea, e mare lucru, știi? E mare lucru când ne-a dat Dumnezeu. Mintea și alte persoane. M-am ajutat și faptul că am venit la biserică, la tineret, da? Am fost în tabere. Ce e așa de interesant cu taberele astea? Pe toți au, domne, am fost în tabără, nu știu unde. E timp frumos petrecut cu ceilalți. Da? Nu totdeauna ai ocazie să petrești cu toată lumea atâta timp. Poate te mai întâlnești cu unul, doi, dar nu te întâlnești cu toți. Toată lumea acolo. Asta e fain. Dar explicați-mi și mie o treabă. Nu, acum nu sunt, dar un pic aveam frământarea asta, că auzeam, domne, am fost în tabără și am auzit că Iisus mă iubește. No, eu care eram predicator, m-am gândit, bă, Ionică, băi, dar păi tu 10 ani ai fost în fața amvonului, știu, cânta la trompetă sau știu ce o cântat era acolo. Păi în 10 ani n-ai auzit de la mine de 100 de ori că Iisus te iubește și tot trebuie să te duci până la ghimpații din deal, știi, și mare descoperire că Iisus îi iubește, auzit-l în tabere. Lămuriți-mă. Altă atenție ai când ești la focul de tabără și poate primul foc de tabără. Și alta ești când mergi în fiecare duminică la biserică și poate nu ești atent la predică. Poate deveni o obișnuință? Da. Sau cumva că acolo eu sunt obligat să spun chestia asta și tu ești obligat să mă asculți în biserică? Și la focul de tabără e o chestie asta lejeră sau? Da, tabăra e o chestie mai selectivă, adică e o atmosferă mai specială. Te simți mai diferit într-o tabără. Ai alt feeling. Dar când ești la biserică, deja când vii duminică de duminică, poate deveni o cât o obișnuință. Și uneori nu mai dai atenție, îți cauți tot altceva de lucru. Cam ce ar putea face un tânăr în biserică? Poate îmi dați și mie ceva idei. Să asculte predica? O, în asta nu, spune-mi tânărul alte, că astea le știu. Să se gândească la altceva. La ce? Frământările lui. Da. Păi ce frământări poate avea un tânăr așa de... Păi fetele, a zis noi. Păi fetele, bă, bun, dar în casa Domnului nu mai sunt și fete, nu te mai uiți așa să vezi câte o fată. Păi care... da, sau îți găsește orice altceva, eu știu, pe telefon sau... Și telefoanele astea sunt o mare bucurie, așa-i? Da, nu totdeauna. Sunt bucurie negativă. Da, am pus eu ghilimele, mai ales dacă ai și internet, ce? Da, e. Și bune, dar și rele. Bun, dar pot fi folosite și bine, nu? Da. Da, și telefonul, tableta, orice, e unealtă, depinde cum o folosești. Cum, bun, stai că acum tu trebuie să mă lămurești pe mine. Băia frumos, deștept, serios, cum ții fetele departe de tine? Păi, dacă te preocupă fetele, vei investi în preocuparea ta după fete. Dacă nu te preocupă fetele, nu te vei investi. Bun, da. Dar nu sunt unele care se mai bagă în seamă, așa? Nu te băga tu cu ele, dacă ele se bagă în seamă. Îmi place, de ce? Îmi dă cu texte, ai văzut ce? Îmi dă cu texte, așa. Dar e așa de ușor, cum zici, sau un pic mai greu de făcut? E mai greu, e greu, mai ales la vârsta asta, când... mult mai greu decât, poate, la vârstele mai mici. Când poate nu ieșai din casă, nu erai pe cont propriu, te vedeau părinții, te mai... Ah, lasă atunci, mai faci șmecherii, că doar nu te supraveghează părinții. Păi da. Acum șmecheriile le poți face oriunde, dar poate afară din casă le faci un pic mai liber, știi că da. Nu știu ce este. Da, da, bun, dar da, asta e bună treabă. Dar cam pe la ce vârste ai început să te uiți după fete? Știu, 12-13 ani. 12-13 ani, da. Bine, atunci începi să te preocupe. Până atunci ești copil, nu prea ai... Ești tot cu altele. În lumea ta. O lume frumoasă, descurge, da. Da, la fel, când intri în clasa 5, când intri mai mare, altele te preocupă.
Băi, apropo de chestia asta, vezi, eu am discutat cu teologi, am discutat cu părinți, cu nu știu ce, cred că sunteți primii cu care îmi vine în minte să discut acum. Știți cum nebunia asta cu educația sexuală din școli și să-i înveți de la grădiniță? Cu, așa, sincer, cum o vedeți? Nu e o chestie bună. Asta e o chestie care trebuie învățată acasă de părinți. Părinții, asta e o chestie personală, e ceva intim, nu ar trebui un subiect așa l-ar dezvolta. Pe de o parte banalizat. Da. Și plus, eu cred că cam toți prevedem direcția în care se merge. Deci oamenii nu vor să îți vorbească despre tine neapărat, ci oamenii vor să-și impună un mod a lor de a gândi despre tine, știi, și să-ți bage ție în cap. Așa, vezi lumea un pic normală, mai nebună, cum ai calificat? Între. Da. Deci poate fi și, pot fi și chestii bune. Ce ai zice? Vezi, noi bătrânii, că eu acum sunt în rândul bătrânilor, avem o chestie care cred că a fost cam în fiecare generație, știi? Câteodată uităm ce am fost noi când am fost în papucii voștri, ne uităm la voi, găsim o gândire diferită sau ceva și zicem, domne, de tineretul ăsta, praf și pulbere, să alege, e sfârșitul lumii, nu mai fi nimic. Voi vedeți lucruri pozitive în generația voastră? Da. 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 Mai ales și la tineret. Se implică. Uite, de exemplu, noi la tineret citim o carte. Așa. Ne implicăm, vorbim, aducem problemele, discutăm poate unele probleme și ne ajută. Deci mai sunt tineri interesați de viața spirituală, viața da. Cu Dumnezeu, da? Da, da. Ah, asta e bun, e foarte fain. Bun, ce ai aștepta, că tot am zis așa, că stăm pe scaunul bătrânului și a tinerilor, că așa ni se potrivește. Ce ai aștepta de la mine să fac ca să te ajut? Ca om în vârstă, să zicem că suntem amândoi în aceeași biserică, da? Eu sunt bătrânul din biserică, tu ești tânărul din biserică. Dacă ți-aș putea citi gândurile, ce ai aștepta de la mine să fac? Poate ajutor în unele probleme sau instruire în altele? Păi bun, dar vezi, eu mă gândesc și la chestia asta, dacă eu vin... Deci, o scuză mi-ai tăiat-o, că eu o puteam avea asta în cap. A, tinerul ăsta nu e interesat. O spui, nu, domnule, eu sunt interesat. Deci chiar sunt interesat, sincer. Și atunci, cum să mă bag în seamă? Sau cum să vin... Că nici nu vreau să te fugăresc, știi? Da. Oare ce modalități am eu să vin înspre tine, cumva să transmit mesajul ăsta, că nu vin să te judec, chiar aș vrea să te ajut, dacă pot, într-un domeniu. Păi poate și din predicare și, până la urmă, eu îmi caut ajutorul. Și lucrurile vin de la sine, poate. Altele, poate, într-o seară de tineret din nou, când poate vă văd din nou și mă gândesc, uite, e implicat. Eu arunc așa întrebările și răspundeți care, nu contează. Dacă tu mă alegi pe mine, că până la urmă trebuie să mă alegi după mine, știi, ca să fie, te aleg eu pe tine, dar și tu trebuie să mă alegi pe mine. Ce ai vrea să vezi în mine sau ce ai vrea să nu vezi în mine ca să fiu pe lista celor care zice, băi, m-aș duce să discut cu omul ăsta? Păi, în primul rând, deschidere și nevoie de ajutor. Și implicare. Și ce n-aș vrea să văd este opusul acestor lucruri. Bun, dar cum ți-ai dat tu seama că eu sunt deschis pentru așa ceva? Păi... Prin convorbirea poate cu alți oameni. Când trec pe lângă dumneavoastră și vă văd, uite, se implică, vorbește cu frații după biserică. Nu-i numai la amvon. Îi pasă un pic, da? Da. Da a, tu mai da, pus da. La nivelul slujitorilor, da. Deci să nu fie mare diferența, ai vrea tu, între cel care predică și cel care coboară între oameni. Da, suntem toți frați. Da, asta e chiar interesantă idee, dar și biblică. Adică suntem împreună frați, chiar dacă avem maturitate diferită, daruri diferite. Pe mine mă frământă o chestie care eu spunea Pavel lui Timotei, fii o pildă pentru credincioși. Știți aia, fugi de poftă, nu știu ce, fii o pildă pentru credincioși. Și la un moment dat m-am gândit, în biserica respectivă erau și bătrâni.
Cum să fie tânărul pildă pentru bătrâni? Poate prin mărturie. Mărturia lui. Bine, și tânărul pentru tânăr, dar poate și tânărul pentru bătrân, care poate nu e încă întors la Dumnezeu. Da, sau poți fi pe un domeniu pentru un bătrân, nu? Da. Doctor. Diferite experiențe, care omul vârstă nu le-a avut și... Da, sau ai, poate să fiu o pildă, știi cum ești în dragostea de întâi pentru Hristos și să se uite moșul la mine, să spune, uite băi, tânărul ăsta ce înflăcărat e, păi eu n-aș putea fi așa, că eu aș avea mai multe motive. Sau știu eu, te văd pe tine foarte mulțumitor, știi, că mulțumești pentru asta, mulțumești pentru asta și băi, eu sunt un butoi de nemulțumire. Și am atâtea binecuvântări, uite, m-a trecut Dumnezeu prin viață, am atâtea și uite copilul ăsta cât de mult mulțumește lui Dumnezeu și teoretic poate n-ar trebui, că nu are atâtea motive de mulțumire. Deci și la asta. Da, sau poate dacă e din biserică, uite, are problemă, vine la medic și tu ești medicul și spui, uite frate, nu te-am mai văzut la biserică, ce problemă ai? Și vede că îi pasă de tine, îți pasă de el și poți intra într-o vorbire. Dacă te-ar invita așa unul mai în vârstă la un ceai să povestiți, te-ai duce? Da, de ce nu? Păi nu știu. Da, de ce nu? Ai de învățat? Ai de învățat. Ai de la cine învăța. Acum depinde și cine te cheamă. Depinde și cine te cheamă. Depinde care este atitudinea cu care te cheamă. Da. Cum v-a adresat și cum spune. Deci care ți-ar conveni să fie atitudinea din partea mea? Tinere, am văzut că îți lipsesc 27 de puncte, vii la babacu să te învețe, sau să spun, păi am văzut că ești un copil serios, fain, te interesează, dacă vii la un iaurt, îl plătesc eu, îți spun poate ce m-a ajutat pe mine în viață sau unele din greșelile mele unde... Clar, a doua variantă. E clar, a doua variantă, așa e. Dacă eu m-am gândit la chestia asta că... De ce zic unii că tinerii nu sunt deschiși pentru a învăța? Și am zis, descoperind ceea ce spuneți voi, că sunt tineri serioși, sunt tineri sinceri, au căutările lor, frământările lor după Dumnezeu, și am zis, nu, eu cred că greșeala noastră este că etichetăm, nu trebuie să etichetăm așa, dar foarte mult contează atitudinea. Pentru că așa a fost și în generația noastră. Ce credeți, că noi înghițeam pe oricine venea să ne... Adică mă gândesc că... Și aici este adevărat, ce seamănă omul aceea să ceră, știi? Dacă vii cu atitudinea asta de aroganță, că cine sunt eu cu tare, păi am și pregătit textul, să-l dau înapoi, știi? Da? Dacă vin cu o altă atitudine, atitudinea contează foarte, foarte mult. Ce vă place la biserică? Cum am spus și înainte, seriile de tineret, tineretul și... La biserică... Da, bun, hai lămurește-mă și pe mine. Ce-i diferit la tineret de biserică? Păi la tineret poți să comunici mai mult, pentru că sunt mai puțini oameni și alta e... Vă cunoașteți cât de cât între voi. Și vârsta. Că, da. Vârsta e apropiată. Tineretul îți oferă și ocazia dialogului. Da. Și poți pune întrebări? Da. Da? Da. Asta nu se regăsește în biserică? Nu neapărat, dar poate că se regăsește mai mult la tinere decât la biserică, în biserică. Dar așa, din punctul vostru de vedere, ar fi interesant să zic la un serviciu de biserică să fie și un timp pentru întrebări și răspunsuri. Da, de ce da? Nu? Cred că nu neapărat tineret care vrea să pună întrebări, ci oameni, poate în vârstă, poate de vârsta a doua. Nu, eu mă gândeam, asta era o frământare a mea. Eu încerc să mă duc în față, mă pregătesc. Ar fi absurd, ar fi chiar așa o aroganță din partea mea să spun că eu la subiectul ales am epuizat tot, nu? Eu fac ce pot în minutele care... Și tu în timp ce mă asculți, da, ești de acord cu principiul meu, dar spui, băi, mie să-mi spună asta cum aplic asta cu gâștele, știi? Când pui întrebarea asta? Nu prea poți. Nu prea poți. Dacă ai clasicul ăla, ai terminat, o cântat, nu știu cine, vale acasă, da? Deci asta la tineret e mult mai ușor, înțeleg. Da. Da? Unde sunt mai multe persoane, mai puține persoane și care sunt de vârsta aceea și mai ok, că ai tu oportunitatea să pui întrebări. Da. La biserică... Probabil și formatul e un pic diferit. Da. Cât valorează muzica în ochii voștri? La biserică,
Da, la biserică, acum rămânem în alea sfinte, știi, cumva așa le... 75%? 75%? Da, 70%, cam așa. Bun. Oare ce sluge și în fanfară și... Și ce fel de muzică îți place? Aproape orice. Aproape. Aproape orice. Nu am prea preferințe. Da, contează, contează muzica și îmi place muzica creștină. Mai... Dinamic un pic. Da, da, mai dinamic puțin. Da, da, nu, să nu te ferești de cuvântul dinamic. Da, da. Asta este. Bun, acum ce să vă întreb eu din generația voastră? Hai că suntem la Sibiu, Niculiță Moldoveanu. No, nu poți la Sibiu să nu Niculiță Moldoveanu. Ai auzit vreodată cântare? Iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu. Nu? Nu cred. Nu, nu, da, da. Bun, cum ai putea cânta foarte dinamic cântarea asta, Iartă-mă, Dumnezeul meu? Fiecare cântare are rost ei, că nu, unele cântări nu pot fi cântate dinamic, altele pot fi. Da, da, deci există, pentru că muzica ar trebui sau nu să aibă o legătură cu mesajul. Clar, ar trebui. Da. Adică să meargă în aceeași direcție, da? Dacă este o cântare de regret, de pocăință, de smerenie, nu poți sări pe pereți cu iartă-mă și nu știu ce, știi, da? Bun, dacă e o cântare de bucurie, de mulțumire, nici asta nu trebuie să fie ca la seara de priveghi, știi? Da, și atunci, dar un pic de dinamism mai merge, da? Da. Da, da, da. Deci ar trebui, știi ce îmi place mie din Scriptură, apropo de cântare, nu numai și rugăciune, Pavel, la un moment dat, că lucrurile nu sunt noi, frământările sunt dintotdeauna, Pavel spune, voi cânta cu Duhul, dar și cu mintea. Mă voi ruga cu Duhul, dar și cu mintea. Știi, vezi, Domnul să ne ierte, pe unii care se roagă cu Duhul, dar n-au nicio treabă cu mintea. Adică dacă tu urmărești ce se roagă, n-are nicio logică, repetă, nu știu ce. Știi, mai zice și câte una că îți vine să o pui pe YouTube, adică, da, n-o pui că e biserica ta. Sau cântă, știi, ei cântă așa super fain, da? Da. Și sunt care, știi, pun și mintea la contribuție și celelalte. Și atunci e chestia faină. Ce nu vă place la biserică? Ce ați schimbat? Fii atent, fac o chestie. Acum, astăzi, vă bag în comitetul bisericii pe amândoi. Asta înseamnă că aveți dreptul să luați decizii. Dacă îi convinge și pe aia alții, că nu sunteți singurii doi. Deci, dacă îi convinge, ce schimbări ați face? Nu foarte mare în orice caz. Da. Depinde de biserică. Corect, depinde de biserică, da. Hai să vedem în ce biserică. Imaginează-ți ce biserică vrei și zi-mi ce... Deci ar rămâne în biserica viselor tale, ar rămâne multă muzică? Da. Rămâne multă muzică, da. Rugăciune? Și mai multă. La fel de multe ca muzica, toate cu măsură, adică toate echilibrate să fie. Bun, dar cum te-ai gândit vreodată cum ai face timpul de rugăciune fain, așa să nu fie plictisitor sau nu știu? Să împrești pe toată lumea care durea prea mult, să împrești lumea și-ar pierde răbdarea lumea, nu știu. Poți pe grupuri. Dacă îi pui pe grupuri, împrești pe toată lumea, nu? Da. Bun, dar există o metodă neapărat mai bună ca cealaltă sau la fața locului te orientezi, vezi cum e mai bine? Păi, la fața locului. Da, eu cred că lumea care vine la biserică ar trebui să aibă ocazia să se roage. Și atunci, nu știu, găsite variante în care ori ne rugăm în liniște odată, ori ne rugăm pe grupuri, ori se roagă câțiva, dar chiar suntem atenți, adică mai ales într-o biserică mare, sau am văzut și în perioada în care a fost pandemia și se adunau afară și erau mulți, lăsa pe câteva să se roage în mulțime, dai seama că nu l-auzea nimeni. Deci era un timp, bun, du-i un microfon, frate, adică du-i un microfon, cheamă-l în fața la microfon, chemăm două familii, chemăm doi tineri și las să audă toată suflarea, că așa pot zice și eu amin sau nu, mă unesc cu tine, da? Deci rugăciunea ar rămâne, cântarea ar rămâne. Ce loc ar avea predica în biserică? Nu, n-aș schimba, adică după cântare și rugăciune, n-aș schimba timpul. M-aș gândi la o variantă care să fie mai multe persoane care să predice. Eu știu câte 3 predici, câte 15 minute sau 20 de minute, să fie mai multe păreri, poate pe același subiect, cu
Poate nu înțelegi de la unul, dar înțelegi de la celălalt, dacă nu înțelegi de la ala, celălalt. Și să ai mai multe viziuni asupra unui subiect care se va discuta în ziua aia, se va predica. Interesant, de să văd dacă am înțeles bine. Duminică, să presupunem că suntem trei în echipă care vom sluji și ne propunem să vorbim despre iubirea aproapelui. Da. În loc să am eu o predică de 45 de minute cu 3 puncte ținute de mine, o facem de 45 de minute, fiecare cu 15 minute. Da. Și nu există riscul să ne repetăm unul. Și asta există, da. Bun, ar exista și... Și există o comunicare înainte? A, să existe înainte, să spui, băi, uite... Vreau să zic aia. Da, da, eu zic pe chestia asta. Cât ai vrea să fie teorie și cât ai vrea să fie aplicația la mesaj? Să se îmbine. Să se îmbine. Deci te-ar ajuta dacă eu vorbind pe capitolul răbdare, da? Acum dacă spun că trebuie să fim răbdători, că și Domnul Iisus a răbdat, o să zici amin, adică ești de acord cu mine, nu? Că le-ai auzit astea teorii. Te-ar ajuta dacă ți-aș da și un exemplu concret cum poți fi răbdător cu cineva? Tu cum spuneați dumneavoastră într-o predică, dacă citești cuvântul lui Dumnezeu și n-ai ce zici despre iertare și n-ai iertat, închide Biblia și sunul. Uite, te iert. Asta am zis eu? Da. Bine am zis, să știi. Da, adică, nu știu, generația voastră vi se pare o generație de teoreticieni sau mai practică? Sunt mulți teoreticieni, dar nu practică. Da? Și, și cam echilibrat. Nu știu dacă e mai mult așa sau cam echilibrat, e balans. Dar când vii la biserică, câte teme de casă ai vrea să-ți dau? Depinde ce implică o temă de casă. Dacă implică doar... Ce implică o temă de casă? Păi ceva de lucru, sigur, nu știu. Păi depinde cât de complicat, cât de complexă e și... Bun, dar ce ți-ar dori? Mai complex sau mai ușor? Păi dacă e mai ușor, mai mult. Dacă e mai complex, mai puțin. Aha. Deci, bun, hai că eu tot încerc să mă lămuresc. Vă dați seama că în emisiunea asta eu câștig, nu voi câștigați, da? Să zic că am un mesaj, da? Da. E bine, e fain, încheiem, voi ieșiți în curtea bisericii. Ce discutați voi în curtea bisericii? Păi, depinde cât stăm la discuții. Dacă stăm în 30 de secunde, ne salutăm, cum ți s-a părut predica sau cum a fost astăzi. Mai discutați și despre predică sau nu? Nu mai apuci. Dacă stai 10-15 minute, întreb cum ți s-a părut ție predica, cum, ce părere despre treaba ai și etc. Dacă mă gândesc, dacă eu poate aș fi un pic mai practic, ar fi mai ușor pentru tine să pui în practică. Dacă te las pe tine să găsești toate chestiile astea, vorba ta, până discut cu prietenii, cu tare, cu nu știu ce, o trecut săptămână, au venit. Cât nu sunteți mai practic, atât devin mai multe întrebări în mintea mea. Păi, da, acolo cum era și așa și... Contează să fiți și practic și teoretic. Să fie îmbinat, cum zicea Dani. Și există riscul dacă trebuie să spui prea multe întrebări și pe greu să nu-ți faci temă. Da. Atunci vii duminica viitoare, îți mai dau o altă temă și iar nu o faci. Tot așa. Devine o obișnuință. Interesant, da? Spre ce credeți că se îndreaptă generația voastră? Mai multă rațiune, mai mult sentiment? Da, pe viitor, dacă cineva ar vrea să clădească, el vrea să se pregătească pentru biserica viitorului și vrea să-i atragă pe oameni și vrea ca oamenii să simte bine, la ce ar trebui să lucreze mai mult? La rațiunea oamenilor sau la sentiment? Rațiune. Rațiune. Sentimentele trec. Bun, asta pot să-mi zici tu așa, dar generația voastră cum este? Mai rațională, mai sentimentală, mai de moment? Mai sentimentală? Ce-l atinge pe el în momentul? Da, ce-i mai mult de moment, așa, ce simți atunci e primul impuls, ăla-i sentimentul. După aia, nu mai chiar așa. Acum, eu știu că simțim, dar am avut frământare așa și sunt curios să văd cum vedeți voi. Spre exemplu, o rugăciune. Doamne, ajută-mă să simt că ești aici în biserică. Asta se spune des, nu? Da. Să simțim prezența ta. Bun, și dacă eu nu simt prezența lui Dumnezeu, unde e Dumnezeu?
simți tu? Poate că te-ai rugat numai cu Duhul, nu cu mintea. Sau numai cu mintea. Nu știu, adică sună frumos, dar întrebarea mea, bun, dacă eu nu simt, da? Dacă eu nu simt că e frig și afară e frig, ce? E tot frig, că nu simt eu, problema e la mine, nu neapărat la Dumnezeu că nu-i prezent, știi? Plus că sunt unele lucruri care, știi, ca în matematică și alte, prin definiție, adică Dumnezeu este prezent acolo unde se adună copiii lui. Doamne, fă-mă să simt că mă iubești. Păi stai un pic. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te iubește. La tine. Da. Deci... să te schimbi, să simți treaba aia. Sau să-L crezi. Să-L crezi, că unele nu sunt neapărat de sentimente, unele sunt efectiv de credință. Dumnezeu ți-a spus lucrul respectiv și tu trebuie să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, că simți mai mult sau mai puțin, acum noi depind. Simți. Da, la noi simțămintele țin și de multe alte chestii, știi, care, din nou, la ce credeți că se referea Pavel când spunea, când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, dar când m-am făcut om mare? Te maturizezi. Da? Da. Și din punct de vedere fizic? Da. Și din punct de vedere spiritual? Da, adică poți să abordezi mai multe subiecte care în copilărie ți poate erau cam periculoase sau care nu erau în mâna ta. Sau la un alt nivel? Da, sau la un alt nivel. Aprofundezi. Bun, deci teoretic dacă cineva ar spune că la nivelul la care gândesc acum, înțeleg așa, n-ar fi o problemă, nu? Ar fi... Nu. Interesant. Vă așteptați și voi peste 5 ani să gândiți unele lucruri diferit? Da. Unele. Unele da, unele nu. Unele sunt concepții care le-am de acum și nu cred că o să mă schimb niciodată. Poate mai încolo, peste câțiva ani. Adică tu vrei să spui că ai niște absoluturi? Niște lucruri care cred că nu se pot schimba. Ia, dăm un exemplu să vedem la ce să mă gândesc. Nici eu nu știu la ce să mă gândesc. Ce ar trebui, care e domeniul în care n-ar trebui să mă schimb niciodată? Poate spiritual, domeniul spiritual. Bun, hai să zic să așa. Să crești, nu te schimbi. Atitudinea mea față de Biblie. Da. Convingerea mea că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Când ar trebui să se schimbe? Niciodată. Niciodată, asta este, da. Deci... ar trebui să-l aprofundezi, să crezi mai mult. Să se întărească. Da, dar vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu, eu știu, cu Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, de țit, adică nu mă miști de aici, da? Deci de asta ziceam eu că sunt lucruri care sunt clare pentru că sunt în Biblie și... îți dai seama cum ar suna să spun, domnule, eu acum sunt convins că minciuna e păcat. Dar poate peste vreo 7 ani o să mă maturizez și o să-mi dau seama ce. Că de fapt nu e păcat. Că nu e păcat. Da. Păi cum ai zice despre mine să mă auzi gândind așa? Mai bine ai rămâne în trecut. Mai bine ai rămâne în trecut, adică, băi, tu ești pe o felie cu Pavel, știi? Că Pavel spunea că mă rog lui Dumnezeu, traduce Cornilescu, în ce privește binele, știi, mereu să vă maturizați, să fiți isteți, nu știu ce, și în ce privește răul, să rămâneți proști. Adică, cum zici tu, rămâi acolo, asta nu trebuie să le știi, dar nu poți, vis-a-vis de chestia asta, apropo, eu spun că sunt cel puțin două lucruri în care nu cred. Nu cred în familie modernă și nu cred în biserică modernă. Adică biserica este a lui Hristos, este așa cum a planificat Hristos, nu putem moderniza noi. Bun, putem să o adaptăm vremurilor noastre. Vremurilor în sensul slujire, dar scopul bisericii, principiile bisericii, capul bisericii, cine? Tu spuneai, nu? Hristos este capul bisericii. Astea nu pot să spun, bă, fraților, m-am maturizat, acum nu mai este Hristos capul bisericii, e nu știu cine. Știi? Astea sunt lucruri la care nu putem umbla. La fel și familia. Dumnezeu a creat familia și vedeți că noi suntem în generația asta în care trebuie să distrugem tot, să redefinim tot, că ce a mai făcut Dumnezeu nu este bun. Că noi putem învăța cum aplicăm principiile în generația noastră, este cu totul altceva. Sau Evanghelia, nu putem să schimbăm Evanghelia, dar putem să schimbăm modul în care o prezentăm. Spuneți-mi, voi ați încercat să împărtășiți Evanghelia, să vorbiți despre Hristos cu ceva prieteni de voștri. Da. Și? Da, nu într-un mod insistent. Așa, cât de cât ușor, să nu le iei nici prea tare, să încerc să o iei frumos. Am încercat să-l chem la grupă pe un prieten,
unii au vrut, alții n-au vrut. La fanfară am încercat să chem la biserică când era, când cânta fanfara, poate era ceva mai diferit. Poate le interesa să cânte în fanfară, știu. Da, unii au reacționat normal, alții mă acceptau, mă lăsau să zic, dar nu cred că ignorau. Un prieten a încercat, o vreo, dar nu prea s-a ținut el așa. Am încercat să-i povestesc, dar nu e chiar așa ușor. Dar unii sunt deschiși, alții nu. Depinde și de ei. Depinde și de ei. Bun, un lucru este sigur, dacă îi vorbești la niciunul, tot să aibă aceeași atitudine. Da. Da, la fel, unii sunt deschiși, alții nu. Poate unii cu care ești mai aproape, ți-e mai ușor să vorbești. Și au care au atitudine diferită față de tine. Au o atitudine care e mai aproape. Uite, suntem prieteni de ceva timp. Trebuie și tu să fii, să nu pari genul ăla de așa insistent, că trebuie să le iei ușor. Oricine care nu e cu Dumnezeu, care nu cunoaște Dumnezeu, dacă le iei tare dintr-o dată, nici mai acolo nu o să fie. Trebuie să te apropii și tu de el. Da. Trebuie să fii foarte apropiat cu o persoană ca să te și creadă. Bun, dar mă gândesc acum la următorul aspect. Cam toți suntem egoiști și toți vrem să câștigăm ceva. Uite, imaginați-vă că eu sunt un tânăr de vârsta voastră. Greu, da, faceți un efort, da? Un tânăr de vârsta voastră care aș vrea să câștig ceva. Zim ceva din Evanghelie sau prezintă-mi pe Hristos ca să îmi stârnești curiozitatea, să câștig ceva. Să câștigi viața veșnică. Uite că tot oamenii trăiesc veșnic. Poți să trăiești veșnic. Cum? Trăiești veșnic, e alegerea ta. Da, deci e o chestie absolut adevărată. Dar nu prea e credibil dacă vine cineva care nu cunoaște. Da, veșnicia, cum să spun, veșnicia e un pic cam departe de mine, teoretic. Eu am 14-15 ani, nu? Da. Și eu când mă gândesc la veșnicie, la cine crezi că mă gândesc? La moșul care are 80 de ani, știi? Și eu mă gândesc că o să te fășesc. De tu să-mi zici mie la 14-15 ani că veșnicie, aștept... Poate că mă duc eu la asta cu veșnicia, o rezolv eu pe ultima sută de metri și altceva. Din prima. Păi hai din a doua, în viața aici pe pământ, mă poate ajuta Hristos cu ceva sau nu? Relația cu Dumnezeu. Da, îți schimbă viața, te naște din nou. Hristos îți dă totul, Dumnezeu e totul, de la Dumnezeu vin toate lucrurile. Dacă... Da, fii un pic mai practic cu mine, că dăm ceva așa care să mă, să mă prindă pe mine, știi? Da, da, da. Adică să presupunem că aș fi, mă cunoști, că sunt un elev care îmi place să am succes și la școală ajutare. Crezi că m-ar ajuta Hristos undeva? Poate succes în viața mai intimă, succes în viața spirituală. Succesul nu neapărat... acum, succesul pe perioadă mai lungă. De exemplu, ca și la școală, poți să ai o notă slabă acum, dar să ți-ai o medie bună. Adică, bun, și de ce ți-o arecum teamă sau eziți să spui că Dumnezeu m-ar putea ajuta chiar și în chestiile astea pământești? Eu știu, școală, relații, sănătate, da? Pentru că poate veni o problemă peste tine și poți să zici, oh, Dumnezeu nu mă ajută. Dumnezeu te ajută. Da, și acum te ajută pentru că reziști prin această boală. Păi bun, vezi, aici îmi place foarte mult și că voi gândiți așa complex, asta e chestia chiar faină, știi, și nu o spun numai de dragul de a spune, că nu dați așa răspunsuri, numai să le dați, știi, și asta înseamnă că vi se învârt rotițele, ce e foarte bine, tu gândești, păi dacă eu îi promit la ăsta totul și mâine nu iese ceva exact cum a vrut el, zice, păi ce-a făcut Dumnezeu cu mine? Dar asta nu trebuie să ducă în extrema în care tu să nu spui, băi, Dumnezeu poate chestia asta. Dumnezeu poate să te ajute acolo, Dumnezeu poate, adică poate să te ajute la școală, poate la mate, la cutare, bine, nu se învețe în locul tău, știi? Poate mă ajută Dumnezeu, pot să am o minte mare și să nu știu să mă organizez timpul, da? Să vezi, Dumnezeu a pus atâta capacitate în tine, dar ești un împrăștiat, ești varză. Dumnezeu te poate ajuta, roagă-te să ajut să administrezi timpul, să știi să-ți folosești toate chestiile astea. Sau tu ești un tip super, dar inima ta mare te face să intri numai cu prietenii din astea care profită de tine, își bat joc toți după asta, tu plângi acolo, intri în depresie, iar m-au dat ăștia în gât, nu știu ce.
Poate că Dumnezeu te va ajuta în alegerea prietenilor, în a spune nu la ceva, în a spune da la ceva. Din nou, ca să fii și tu on the safe side, știi, adică să nu ăsta, tu spui, băi, Dumnezeu poate. Ei, că Dumnezeu va face 100% în cazul tău, asta sigur că ține și de seriozitatea ta, de timpul lui și toate celelalte. Dar voi n-ați plâns în viață, că nu ați avut pentru ce să plângeți așa, dar cum e să plângi? Vă dau trei variante. Să plângi singur, să plângi pe umărul dracului sau al lui Iisus. Al lui Iisus ar fi mai bine, da. Adică și în necaz, măcar ai cu cine, știi, să vorbești, să-i spui ce nu poți să spui la alții. Una e când plângi singur și alta e când plângi pe umărul unei mame. Care știi că va fi alături de tine. Corect. Sunt momente în care vrei să plângi numai singur. Sunt multe momente în care vrei să plângi singur, vrei să ai pe cineva lângă tine din cauza că plângi, vrei să fii doar cu Dumnezeu. Scuze-mă, dă-mi un moment în care ai vrea să plângi singur fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu? Da. Păi nu știu, de exemplu, n-am pățit, mă gândesc eu la o chestie, mă rog pentru o persoană dragă mie, un prieten care îl cunosc de mult timp. El are o boală gravă, mă rog mult pentru el, părinții mei, toată lumea, să nu pățească ceva, să moară și el moare peste câteva zile. Se duce, da. Poate atunci mai simți un pic supărat, între ghilimele, pe Dumnezeu, poate, na. Poate ar fi un moment în care vrei să zici, na, gata, nu mai vreau. Ei, auzi, hai să-ți dau un sfat. Decât să plângi fără Dumnezeu, mai bine ceartă-te cu Dumnezeu. Da. Bun, trebuie să mă ascult întotdeauna, dar adică, oricum ce e în sufletul tău, el știe, știi? Și atunci, decât să stai tu acolo, să cutare, mai bine îi spui lui Dumnezeu, Doamne, te-am rugat, ai putut, n-ai făcut-o, nu mi-ai dat nicio explicație, adică, știi, măcar îi zici lui, că el oricum le știe, știi? Da. Poate chiar numai faptul că poți vorbi cu el ajută mult, da? Ce ați spune unor tineri de vârsta voastră? Care vin la biserică sau care nu? Și. Ce-mi spune? Da. L-aș cunoaște prima dată mai bine, să-i văd frământările. Așa. Și după aceea aș spune ceva. Ai spune ceva legat de frământările lui? Dacă e interesat să-l ajut, de ce nu? Mm. Nu ți s-a părut interesant felul în care se prezenta Iisus Hristos? Dacă mergea la oameni flămânzi, spunea, eu sunt pâinea vieții. Dacă vorbește cu o femeie însetată, spune, eu sunt apa vieții. Când Ioan Botezătorul din închisoare are frământările lui și întreabă, ești tu acela, așteptăm pe un altul, foarte interesant cum răspunde Iisus. Duceți-vă și spuneți lui Ioan, orbii văd, șchiopii umblă, surzi ascultă, surzi aud. După mintea mea am zis, de fapt, ce-i spune Iisus lui Ioan? Eu sunt soluția la problemele lor. Știi că dacă zicea orbii aud muzică, este logic. Dacă îmi spune că orbii își capătă vederea, surzi aud, de fapt, mesajul era, eu sunt soluția. Eu sunt calea, da. Și cred că acesta este adevărul. Aceasta este soluția, dragii mei, pentru tineri, aceasta este soluția pentru vârstnici. Ați auzit versetul acela, cum își va ținea tânărul curată cărare, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu, da. Asta ne ajută Biblia. Eu schimb, știi, ca să zic, cum își va ține bătrânul curată cărarea. Și ei mă corectează, tânărul. Păi, dar zic, bătrânul cum? Adică fie că suntem bătrâni, fie că suntem tineri, familii sau necăsătoriți, până la urmă tot acolo este, încrederea noastră este în Dumnezeu, relația noastră este în Dumnezeu. Mă bucur că ne-ați urmărit și în seara aceasta. Chiar aș vrea să vă rog, nu așa să faceți un legământ, că știu că aveți multe pe cap, dar poate dacă nu de mai multe ori, măcar în seara aceasta, după ce se încheie emisiunea noastră, să vă rugați pentru Alex și pentru Dani. Să vă dea Dumnezeu în continuare sănătate, înțelepciune, putere de a decide corect, de a face cât mai puține greșeli, ca să nu fiți perfecți așa, să faceți nu deloc, ci cât mai puține greșeli, dacă se poate și cât mai mici,
Și de ce nu, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ajungeți niște oameni care, având experiențe frumoase cu Dumnezeu, să-i îndreptați pe alții înspre Dumnezeu și poate într-o zi să vin la tine să iau un autograf, să te văd un mare apologet care îl prezinți pe Hristos nu doar inimii, că poate inimii o să-l prezinte altcineva, tot să-l prezint mult rațiunii, știi, chestia aia de apologetică, lupta pentru credință care merge foarte bine. Și tu să te gândești ce programe în IT poți face cu oamenii să citească Scriptura, să se apropie de Dumnezeu și să se găsească bucurie în El. Pentru că, dragii mei, așa este. În Hristos există bucurie și acum există bucurie și în veșnicie. Noi nu ne gândim doar la un Hristos care a murit pentru noi și a înviat pentru noi. Acestea sunt lucruri certe. Ne gândim la un Hristos care este cu noi în fiecare zi, dimineața, seara. Cu El suntem în bucurie, cu El în necaz. Și sigur că așteptăm un Hristos în slavă și în glorie ca să petrecem cu El veșnicia și vom fi siguri că este una frumoasă, așa dorim să fie și a voastră. Vă dorim în continuare binecuvântarea lui Dumnezeu și voi încerca să repet că mă ajută pe mine și pe voi în timp ce Dumnezeu ne binecuvintează, binecuvântați pe alții și nu uitați să mulțumiți lui Dumnezeu pentru toți tinerii care sunt implicați în media creștină, care înregistrează emisiunile, prelucrează și vă ajută pe voi unii chiar să stați comod și să primiți mesajele și să vă bucurați, să creșteți în relația lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu și pentru ei că o fac cu dedicare, cu pasiune și întotdeauna cu sacrificiu. Pe care